Cu toate că ne aflăm într-o situație epidemiologică aflată la pământ, iar activitățile de orice tip sunt interzise, sala mehedințeană se va regăsi într-un nou ambient, chiar în pavilionul expozițional din pădurea Crihala. Aici se află costume populare din colecția Ninei Predescu, dar și ceramică de noapte și a subsemnătura lui Marcel Tănăsie. Pavilionul expozițional găzduiește din această lună arta populară mehedințeană. O expoziție de suflet pentru toți iubitorii de folclor se regăsește într-un cadru natural aflat în pădurea Crihala din drobeta Turnul Severin. Din momentul în care restricțiile vor fi ridicate, sala mehedințeană își va deschide larg ușile pentru publicul severinean și nu numai. Palatul Culturii Teodor Costescu din drobeta Turnul Severin aduce la cunoștință publicului iubitor de folclor și nu numai faptul că sala mehedințeană și-a mutat locația și unde altundeva, dacă nu în mijlocul naturii, în mijlocul comunității, mai exact în pădurea Crihala, în spatele scenei, în pavilionul expozițional intitulat de acum Sala Mehedințeană, cu scopul de a prezenta publicului larg avizat, spectator și nu numai, ci și turiștilor, faptul că noi vrem să transmitem tradiții, obiceiuri, datini, pe lângă acest scop este și acela de a prezenta obiceiuri, meșteșuguri, meșteșugari, dans popular, muzică populară, poezie, creație artistică, artă populară. Deci avem o varietate, o paletă întreagă de activități, evenimente culturale, educative, recreative, distractive pentru comunitate. O atmosferă plină de tradiții și obiceiuri își face simțită prezența într-un loc foarte vizitat de către severineni. Odată cu ridicarea restricțiilor impuse de pandemie, în noul amplasament se vor organiza ateliere de creație, vernisaje și expoziții de natură folclorică. Pavilionul expozițional de la Pădurea Crihala găzduiește, începând din luna aceasta, sala mehedințeană, sala tradițiilor populare românești, o sală de excepție cu un specific anume, plin de farmec, care face o trimitere la valoarea tradițiilor noastre naționale. Ne bucurăm să relocăm o expoziție extraordinară de costume populare, de artă tradițională, într-o zonă foarte frumoasă și accesată de severineni. Intenționăm ca în viitor, atunci când restricțiile se vor diminua ca intensitate, să aducem aici în această zonă ateliere de creație populară, concerte, mini-concerte de muzică populară, pentru că în vecinătatea acestui spațiu expozițional, sala mehedințeană, se află și scena de la Pădurea Crihala, un spațiu ideal pentru astfel de manifestări, care cu siguranță vor bucura publicul, atât pentru cei mici, cât și adulții. Părinții și bunicii vor putea găsi în zona și în vecinătatea sălii expoziționale o atmosferă plină de muzică, de poezie, de frumos, de artă tradițională. În imediata vecinătatea acestei săli de expoziție de artă populară se află o scenă potrivită pentru organizarea concertelor în aer liber. Personalul din cadrul sălii mehedințene așteaptă cu nerăbdare revenirea la normalitate pentru a-i surprinde pe severineni cu un ambient tradițional.